Am revenit. Durerile de spate provocate de hernia de disc sau de fracturi ale unor vertebre pot deveni insuportabile. Aceste afecțiuni pot fi tratate dacă apelați la medicul de specialitate din timp. Urmează Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră Luciana Indre. Bun găsit tuturor! Durerile de coloană au cel mai adesea două cauze, hernia de disc sau fractura unor vertebre. Netratate, ambele pot duce la complicații severe și se asociază cu modificări ale coloanei vertebrale. Realizate sub ghidaj radiologic, procedurile minim-invazive permit tratarea pacientului cu incizii minime și fără spitalizare. Una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale coloanei vertebrale o reprezintă hernia de disc cervicală, care se manifestă prin durere la nivelul brațelor. Cel mai adesea, simptomele apar spontan, deși afectarea cervicală poate fi consecința unui traumatism sau leziuni la acest nivel. Incidența maximă poate ne-am așteptat să fie să crească odată cu vârsta, dar de fapt nu. În jur vârstei de 40 de ani, avem incidența maximă. De ce? Pentru că viața noastră ne face ca toată săptămâna să stăm fie la un birou, fie în mașină, fie, adică să nu avem o mecanică corectă a coloanei. Și apoi, de multe ori în weekend, încercăm să recuperăm ce ne-am făcut în cursul săptămânii. Și fugim la munte sau la mare și facem diferite, sau la sala de sport. Și supunem coloana la un efort mai mare decât e pregătită să ducă. Patologiile spinale implică un tratament variat, de la medicamente împotriva durerii, la kinetoterapie, infiltrații și intervenții chirurgicale minim-invazive, până la operații clasice deschise. Avem tratament medicamentos, avem tratament minim-invaziv și tratament chirurgical. E important să știm că tratamentul medicamentos, adică antiinflamatoarele, partea de recuperare, de gimnastică, masajul, kinetoterapia, fizioterapia, sunt eficiente cam în 25% din cazuri. Unul din patru pacienți bolnavi beneficiază de aceste tratamente, însă restul au nevoie de altceva. Cazurile complicate în care herniile sunt mari, sunt rupte, produc deficit neurologic, adică au nevoie de intervenții chirurgicale. Acestea sunt alți 25% din cazuri. Și rămâne un 50%, adică 2 din 4 pacienți, 1 din 2 pacienți care au dureri de spate, dar care nu au indicație chirurgicală, n-au de ce să se opereze, și la care tratamentul conservator, medicamente, fizioterapie, kinetoterapia, nu-i ajută. Pentru acești pacienți, salvarea este intervenția percutanată cu discogel, în urma căreia pacientul pleacă acasă în aceeași zi sau în prima zi postoperator. Prin proceduri percutane, adică cu un ac finuț, mergem prin piele, mușchi, și conducem acel ac până la nivelul discurilor afectate, noi putem să le reparăm, să injectăm în ele o substanță care le reduce volumul, care întărește peretele discului, să punem un antiinflamator lângă rădăcinile nervoase afectate și în acest fel să tratăm cauza fără ca pacientul să treacă prin intervenție chirurgicală. Postoperator, pacienții pot duce o viață normală, cu excepția ridicării de greutăți în primele 4-6 luni după intervenție. Chiar și după acest interval, se recomandă evitarea exceselor.